Ai probleme cu familia? Nu-ți găsești un loc de muncă? Îți dorești multe, dar nu ai bani? Cu acest mesaj a încercat administratorul unui studio de video chat să le atragă pe tinerele dispuse, teoretic, doar să poarte discuții pe internet cu străinii. Angajatorul a oferit și $500 ca bonus la angajare, însă, și în aceste condiții, fetele rele au întârziat să apară. Neoficial, acestea ar putea câștiga până la 10.000 de euro pe lună. 10 târgujence sunt deja angajate. Câștige un ban cinstit, legal și ușor. La ora actuală este cea mai bună sursă de venit și cea mai ușoară în România. Ce presupune acest lucru? Presupune o discuție pe baza internetului. Lumea la noi este mai sceptică. Sincer să fiu, la Târgu Jiu chiar lumea a fost mai sceptică, deși noi deja avem angajați, e tot ok. Dar am venit și la acest târg pentru a arăta că suntem tineri și dorim să facem bani la noi în țară. România este exclusă din lista de clienți. Acest lucru înseamnă că fetele vor discuta doar cu străinii. Și mai ales faptul că nu lucrăm cu români, deci țin să precizez că toate platformele cu care noi lucrăm au exclus România din lista lor de clienți, pentru că marea parte a oamenilor care fac video chat sunt români, într-adevăr. Și există clauzele de confidențialitate și confidențialitatea noastră trebuie păstrată. Adică noi ne protejăm angajații. Sunt în industria video chat-ului, nu cred că există foarte mult un aspect fizic, pentru că și pentru dumneavoastră există un anumit tip de bărbați care vă plac. La fel există pentru toată lumea. Știți cum este. Fiecare om are o jumătate. Teoretic, fetele pot să facă tot ce își doresc în fața camerei. Nu trebuie să se dezbrace. Dacă doresc să se dezbrace, se pot dezbrăca, dar totul ține de liberul arbitru. Eu, ca și companie, nu pot să forțez pe cineva să facă ceva ce nu-și dorește. Programul de lucru este flexibil, salariile sunt foarte bune, deci dacă este să întrebăm aici la tot târgul, de fapt cine are cel mai bun salariu, o să se ajungă tot la noi. Târgujiencele au refuzat să creadă că videochatul este o meserie ca oricare alta, cu program în ture, regulamente și chiar bonusuri. Angajator care caută fete pentru video chat. V-ar interesa? Nu, sunt dispusă, nu. De ce nu? Pentru că sunt căsătorită și nu cred că este. Că fac fetele dumnealor, spun că nu se dezbracă, doar discută pe internet. Chiar așa credeți că e? Nu, eu cred că se și dezbracă, deoarece sunt bani mulți la mijloc și sunt foarte mult doritori care... Dar nu v-ați lăsat fica să facă așa ceva? Nu, am o fică, dar nu. E interzis total. De cât timp vă căutați un loc de muncă? 2 luni. Există și un angajator care caută fete pentru video chat. Cum vi se pare la un târg de joburi să vină și un astfel de angajator? Nu știu ce să spun. V-ar tenta un astfel de job? Nu. De ce nu? Sincer, nu am un motiv, dar nu mi se pare un job ok. Pentru cine? Da, și nu numai de rușine. La mare căutare au fost și alte joburi. Posturile pe care le oferim sunt aproape 80. Sunt enumerate acolo, ca să vă dau câteva exemple: producție, mentenanță, logistică, laborator, funcții suport. Deschidem o fabrică nouă și angajăm tot ce trebuie pentru o fabrică nouă. Foarte mulți oameni, vedem foarte multe CV-uri la dumneavoastră pe masă. Da, și sperăm să fie și de calitate. Zeci de angajatori au oferit sute de joburi. Avem oferite 558 de locuri de muncă vacante, mai multe și decât anul trecut. Sperăm ca să fie și angajări pe loc, sperăm să fie cât mai mulți selecționați și pentru susținerea unui interviu sau unei probe de lucru. În județul Gorj sunt înregistrați peste 11.000 de șomeri, însă doar câteva sute de persoane s-au prezentat astăzi la Bursa Generală a Locurilor de Muncă, organizată la Casa de Cultură a Sindicatelor din Târgu Jiu.